Astăzi nu mai dăm cu banul. Mergem direct pe Borcea, acolo pe unde am mai fost. La kilometru 88, 87, 86. Mergem deocamdată încet. Nu știm ce este de desubt. Apa este foarte limpede, bineînțeles. Copacilor s-au îngălbenit. S-au arămit. S-au ruginit. Ia uitați ce mal înalt aici. Aici sigur este apa adâncă. Mai adâncă, adică. Că la cotele astea, unde mai este apa adâncă? Trebuie să admirăm un pic peisajul. Niște creni, niște trunchiuri de care te poți agăța. Da, aici este apa adâncă sigur, că am mai intrat de câteva ori la pește aici. Să vedem cum o să fie în aval, mai în aval. Malul stâng este mai plat, este mai întins, insulă mai mare. Sălgioarele au crescut în voia lor și peste câțiva ani, ca și în alte locuri, se vor face mari. Va fi o pădure de salce serioasă. Suntem, să zicem, aproximativ pe mijlocul brațului Borcea. Să zicem că suntem pe șenal, dacă mai fi șenal. Oricum pe Borcea nu se mai circulă, dar abia circul cu barca. Cu altceva nu se mai circulă. Nu vă mai spun că și acum, ca să ieși pe Dunăre, pe Borcea, este foarte greu. Este foarte greu. Sunt două locuri foarte
periculoase, unde apa este foarte mică. Nici dacă ridici trimul, să încerci să mergi cu trimul ridicat, nu reușești. Trebuie să oprești, să te dai jos, să ridici motorul total, să dai la rame sau eventual chiar să tragi barca. Deci undeva pe la kilometru 96 și undeva pe la kilometru 98 și 500. Acolo e jale. Și din cauza asta, ce am zis, haide să mergem pe Borcea totuși, că și pe Borcea este frumos, și pe Borcea este toamnă, și pe Borcea găsim baboi. Până acum am mers foarte bine, nu m-am împotmolit deloc. Ne continuăm drumul. Să ajungem acolo unde mi-am propus să pescuiesc astăzi. Am ajuns în golful unde dădeam eu odată la pește, acum o lună, două. Apa este aici foarte adâncă. Ia să mai vedem odată ce mai este pe aici. Niciun pescar. Nimic. Aici mai este adâncă, într-adevăr. Malurile sunt foarte înalte, mult mai înalte decât în Amonte. Ne apropiem de locul unde mi-am propus să dau la pește astăzi. Ce miroase apa, Borcea. Un miros inconfundabil, mirosul de apă, mirosul toamnei. Da, cred că aici, în crengile astea, o să încerc să mă agăț. Da, aici, în crengile astea, o să mă agăț. Încetişor, încetişor, nu ne grăbim, ne priponim de crengile astea. Și ne vom pregăti, ne vom scoate undițele, ne vom scoate tot ce trebuie și vom începe o partidă de pescuit. Astăzi, octombrie 2023.
Gata, am agățat. V-am arătat de ce m-am agățat, de trunchiurile astea, de crengile astea. Să vă arăt malul drept, care este la 7-8 metri de mine. O salce căzută în apă, trei sălci înalte ca brazii pe mal, stau bine, cu rădăcinile înfipte în solul de pe mal. Ia să dăm un tur pe aici, un tur de orizont. Undițele le-am scos, le-am pus pe rame, le-am pregătit, am pregătit minciocul, am pregătit juvenlicul, am pregătit cărpa pe care să mă șterg, am pregătit lada frigorifică, am pregătit momelile, tot. Așa că să-i dăm bice, să-i dăm bice și să începem o nouă partidă de pescuit astăzi, luna octombrie anului 2023. Avem un pescar dincolo, pe malul stâng, dă și el la pește. În rest, nu mai e nimeni pe aici. E o liniște de plină, de plină. O liniște de plină. Soarele este un pic în nori, pentru că e un pic înorat cerul, dar se va deschide imediat. Da. Să ne apucăm de treabă. Am aranjat, le-am pus ce trebuie, mi-am aprins o țigare și acum, ia să vedem, arătăm bine, da. Și acum așezăm pe scăunel și așteptăm să tragă peștele. Trage? Vom vedea. Ia să te vedem, măi băiatule. Ce ai tu de gând astăzi? Ai de gând sau nu ai de gând? Povestește-ne și nouă. Da, povestește-ne și nouă. Că îți vom povesti și noi. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. A tras la aia în partea aia, dar acolo am un ghimotoc de râme. Bineînțeles că a fost un guvide. Un guvide care mi-a tăiat râma. Da. Ia uite. Ce ți-am zis? Ți-am zis că trage la râmă și bineînțeles că nu mai am nici un pic de râmă. Dar mai am un pic, hai. Mai am un pic de râmă. Hai, du-te, du-te, așa, așa. Așa, așa. Du-te acolo. La groapa cu pești. Unde stau peștii și așteaptă. Ia-te.
mă tot bate la cap. Nu poate să fie decât un guvide, bineînțeles, care râde de mine. Acolo e cârligul mare, e pentru altceva, nu pentru tine. Ia uite-te, a mișcat și la dânsa. Și bineînțeles că am prins un ce? Un guvide, ia să vedem. Ia uite ce am prins noi, să dăm la șalău. Am prins o mică ochenuță. O mică ochenuță. Să dăm cu ea la șalău. Facem fileu frumos. Taca-paca. Și o să dăm la domnul șalău. Asta vom face. Asta vom face. Mâine auzi. Pare rău pentru tine, dar nu am ce să-ți fac. Ai fost prima și te vom face fileu. Te vom face fileu, așa. Fileu pentru șalău. Pregătim masa pentru șalău. Da, să pregătim masa pentru șalău. Acum n-am făcut cine știe ce. Am prins două chene, câteva plăticuțe și în rest guvizi. Guvizi, o farfurie de guvizi, hrană pentru șalău. I-am băgat la șalău pe domnii guvizi și am avut la undița asta un țac, la asta am avut un țac și la undița asta din partea asta la altă a dat-o ea, am înțepat, l-am adus
și și-a dat drumul aproape de barcă. Cam asta e treaba. Dar ceea ce mă deranjează foarte tare este că trage prea mult gridele și ochiana și plătica foarte rar. Da. Ia tu ce zici aici? Ce să avem? Avem și aici un bubide. Ia să vedem. Avem? N-avem. Avem, n-avem. Nu n-avem, dar în schimb, mi-a luat toți viermușii de pe cârlig. Da. Deci, cam asta este treaba la ora asta. Insistăm în continuare, pentru că de aia am venit la pește. Vântul este, a început să bată un pic vântul, ceea ce e foarte bine. S-a mai limpezit cerul. Se și vede soarele. Aici unde stau eu este umbră. Este bine, pentru că sunt sălcile de pe mal. Și undeva pe malul celălalt, pe malul stâng al Borcei, sunt doi pescari. Și n-a mai venit nimeni. Mai era un pescar în spatele meu, a plecat. În golf acolo nu este nimeni. Cam asta este treaba până acum. Nu avem ce să facem decât să punem o meală și să ne vedem în continuare de pescuit. Da. Ia, tu ce zici? Nu zice nimic. Ia uite pe cârligul gol. Foarte bine. Așa, mă, băiatule. Cât de fine sunt undițele astea. Am cârlige mici, nylon subțire de 0,15 și tot nu se sizez când îmi ia momeala. Asta e. Ce să-i faci? Bine, hai să ne vedem de treabă în continuare. Cred că am un shadow. Am un shadow, dar cred că e mic. Pasan, mic, plăpărnit, bate totul mie așa pe de cap, a ghițit tutea mai videle, nu putea, mă, să vină tacul, măta, bunicul, străbunicul, și așa mai departe. Ce să faci cu asemenea pește? Strapazan și amăr. Asta e. Mai departe, salvezi de la moarte. Ce-a fost foame, a? A fost o foame. Da, o să mă chinui să-l
Da. Atât am luat. Un strapazan. Agudide. Mă așteptam la niște șalăi mai mari, mă așteptam la niște bucăți mai mari, dar... Poate un pic mai târziu. Dar ce nu se bată bumbă și recomand să-mi iau buza de training. Văd că e cam plic, dar chiar bate bumbă. Da, chiar bate. Oamenii mai sunt acolo, sunt. Hai să vedem ce facem. Dragi prieteni, ce să vă zic, partida de astăzi s-a cam încheiat, suntem la final, am strâns sculele, mi-am făcut bagajul, mi l-am aranjat frumos în barcă, sunt pregătit să decolez. Cum a fost astăzi? Păi cum să fie astăzi? Astăzi a fost... Am prins, ați văzut și voi, v-am arătat câteva momente, ce pește am prins astăzi în acest loc. Am prins guvizi, am prins câteva plătici, câteva ochiene, am prins 3 strapazani, le-am dat drumul. Erau mici, la 400-500 de grame. Una peste alta am o tigaie de prăjit diseara acasă. Fac o mică saramură, o mică mămăliguță. Și să zicem că a fost bine astăzi. A fost bine. În locul ăsta, care este un loc superb, am prins data trecută câteva ochiene zdravene la 400-500 de grame, vreo 7-8 ochiene, dar de data asta nu am mai vrut alea mari, au venit alea mici. E, știți cum e, odată e mai bine, odată e mai rău, odată este și nu este. Una peste alta, ce să vă zic, eu sunt mulțumit că am mai bifat o partidă de pescuit, m-am recreat, m-am odihnit,
A bătut un pic vântul, dar până la urmă a fost bine. Să sperăm că vom mai ieși pe gârlă și zilele următoare sau în săptămâna care urmează. Azi a fost un timp frumos, să sperăm că va mai ține un pic așa timpul, să putem să mai mergem la pescuit. Ce să vă zic, partide reușite tuturor!